dimineața. Astăzi o să ne plimbăm puțin prin oraș, o să vedem câteva locații pe care sper să le încercați și voi, pentru că cred că o să vă placă. Hai, mergem? Hai! La plimbare am plecat cu noul meu Citroen DS3, o mașină elegantă, modernă, dar și foarte, foarte sportivă. Cu un motor de 150 de cai, mașinuța asta fuge, nu glumă. Și o să vă convingeți voi imediat, nu trebuie să vă povestesc eu mai multe. Astăzi vă duc într-un loc foarte drag mie, un loc în care am copilărit, de care mă leagă foarte multe amintiri, în care am învățat să mă dau cu rolele, și un spațiu în care am trăit niște experiențe artistice deosebite. După care o să mergem într-un magazin dedicat sportelor extreme, un magazin aprovizionat cu tot felul de echipamente sportive performante pentru toate dimensiunile și toate gusturile. În magazinul ăsta mai găsim și tot felul de utilaje, ATV-uri, snowmobile, triciclete, biciclete, tot ce v-ați putea imagina. După care o să mergem într-un lounge foarte chic așa, și aflat deasupra orașului. Apoi mergem să mâncăm ceva delicios, după care o să ne oprim într-un loc care pe mine mă liniștește și mă relaxează în același timp. Un loc în care mă găsesc singură eu cu gândurile mele. Sper să vă placă! Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Uite, Teatrul Odeon! Aici au actori foarte, foarte talentați. O parte dintre ei sunt colegi. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Am ajuns la Teatru Mare, adică la TNB. Dar în 1852, când s-a înființat prima instituție de teatru în locația asta, așa se numea. Între timp, clădirea a fost reconstruită, extinsă, modernizată și funcționează în formula actuală din 1973, adică cu 4 săli de spectacole de teatru. În afară de spectacole de teatru, aici se organizează tot felul de concerte deosebite. De expoziții de artă sau sunt reprezentații de stand-up comedy. Adică publicul poate să fie împărțit pe multe categorii și totuși să fie atras de locația asta. Pentru începutul lui 2011 vă recomand piesa Din eu cu proști, o comedie savuroasă în regia lui Ion Caramitru, cu Horatiu Mălăiele, Șerban Ionescu, Medea Marinescu. Hai să mai lăsăm filmele alea de la Hollywood. Comedia asta e foarte tare! Dacă vii la TNB, poți să găsești ceva de făcut absolut oricând, pentru că în afara faptului că ei au un site foarte bine pus la punct, tnb.ro, pe care poți să găsești programul spectacolelor de teatru, a concertelor și a tuturor evenimentelor care au loc aici, în afară de evenimentele care se petrec la interior, sunt o groază de evenimente care se pot petrece și la exterior. Pe locul pe care stau acum mi-am rupt mâna de două ori și asta pentru că aici este un loc cu tradiție pentru întâlnirea skaterilor și rollerilor din București. Chiar dacă asfaltul s-a mai deteriorat în timp, locul este ideal în continuare pentru tricurile și șmecheriile rollerilor. Aici la Romană întotdeauna e plin de puștime și de tineri, de studenți și de liceeni și de tot felul de copii care au foarte mult timp liber, cred. Și ăsta e un centru așa de interes pentru ei, un loc de întâlnire, pentru că sunt foarte multe cafenele în zonă, restaurante, fast food-uri. You want me target, girl, I'll be that doggy.
Am ajuns la Motorside, cel mai complex centru comercial dedicat sporturilor extreme. Avem aici biciclete de toate felurile, avem motoare, avem snowmobile, avem quaduri și ATV-uri. Apropo, am și eu unul de ăsta acasă, este un KFX 700 cu care obișnuiesc să mă tăvălesc prin toate noroaiele, să sar peste bolovani și să escaladez munți. În afară de utilaje, aici găsim și accesorii și echipament sportiv, pe toate dimensiunile. Vă spun eu care mi-am găsit echipament sportiv la copii, deci se poate. Dacă vreți să ieșiți afară cu quad-ul, cu ATV-ul, cu moto, cu bicicleta, cu tricicleta sau ce mai fie ea, neapărat folosiți protecții. Incredibilă, mâncare delicioasă și o gază de excepție. Am comandat acum două porții de mâncare. Avem aici un copels cu roșii uscate la soare și un copels cu ciuperci de pădure, nu-i așa? Cu ciuperci, da. Sunt alături de Viorel Copolovici, el este fondatorul acestui restaurant minune și el o să ne spună câte ceva despre mâncarea pe care o avem în față. Pentru că mâncarea asta chiar e senzațională și nu mă pot niciodată hotărâ să comand altceva pentru că mi-este mult prea poftă de felurile astea deosebite pe care nu le-am mai găsit în altă parte. Mă bucur că îți place povestea asta cu roșii uscate. Tind să cred că după ardeiul iute, roșiile uscate la soare sunt unul dintre lucrurile cele mai bune create de Dumnezeu în bucătăria internațională. Roșiile uscate la soare adună soarele mediteranean și soarele ăsta se răsfrânge în sosul pe care tu l-ai acum în față. Foarte bine echilibrat și potrivit cu un orez cu legume pe care sigur nu-l mai găsești în altă parte. Pentru că e un orez făcut bob cu bob, fiert cu o noapte înainte, ținut la rece și răsfățat cu șofran și cu legume care nu sunt tocmai fierte, sunt undeva la mijloc între a fi prea fierte și crude. Și de asta întreaga poveste are o consistență și o structură suficient de cuceritoare. Iată, și tu ești cucerită de el. Mâncarea e senzațională, vă pot garanta, și ați văzut cu câtă poftă vorbește despre mâncare. Ar trebui să și gustați ca să vă convingeți că are dreptate, pentru că, într-adevăr, n-am mai întâlnit nicăieri așa un fel de mâncare. Poți să guști de la tine? Te rog. Nu pot hotărâ care îmi place mai mult, dar cu siguranță ambele sunt două recomandări demne de luat în calcul, pentru că nicăieri în București n-am mai mâncat copăls cu roșii uscate la soare și copăls cu ciuperci de pădure. Bar, un lounge cool în mijlocul orașului, situat la înălțime, din toate punctele de vedere. Bună, Florii! Bonjour, monsieur, 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 monsieur. Bonjour, madame, madame. Localul ăsta este elegant și foarte, foarte primitor, iar detaliile decorative fac toți banii. Construit predominant în nuanțe de alb și cu un tavan rabatabil, locul ăsta chiar e special. Eu zic că e locul perfect pentru un frappe cu fetele, dar și pentru o seară romantică în cuplu. Vi-l recomand! Avem aici un Sky Passion, un cocktail absolut delicios, non-alcoolic și nu, camera nu vă joacă peste, dar paharul e strâmb. După o zi grea, bine, asta n-a fost o zi grea pentru că ne-am plimbat prin oraș, v-am arătat niște locuri dragi mie, dar după o zi grea îmi place să vin aici și să stau eu singură cu gândurile mele. Uneori stau 2 minute, alteori stau 2 ore, important e că aici îmi găsesc liniștea. Aici, în spate la polivalentă.
Sper că v-a plăcut ziua alături de mine. Ne mai vedem. Over and out. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da.